Salut și bine ați venit la un nou episod Stax despre Jeep Grand Cherokee. În episodul de astăzi schimbăm niște brațe pe față, brațe pe care le aveam stricate, le aveam măcinate, cum ar veni, bucșile din ele, dar am zis că decât să mă chinui să schimb bucșile, am luat brațele cu totul. Le-am luat de la Philip, el având varianta de Overland, m-am gândit, poate sunt mai ramforsate sau cel puțin așa par, și atunci am zis să le iau de la el pentru că erau aproape noi, și în momentul în care a schimbat suspensia și și-a pus un kit de înălțare de plus 15 cm, a trebuit să schimbe și brațele, și o să vedeți chestia asta în partea a doua a clipului, și o să facem un mic walk around, așa să zic, sau cum se zice, la mașina lui Philip. Însă până atunci nu degeaba suntem la OMV. Dani a zis, băi, trebuie neapărat să explic oamenilor niște lucruri pe care le-am spus data trecută și nu au fost poate înțelese cum trebuie sau nu au fost destul de clare, și vreau să le explic din nou, așa că o să preia el până începem noi treaba. Las în emisiunea mea. Da, am plătit bani mulți luați de la OMV ca să apar la Marius în episod să vă explic. Să vă explic care e treaba cu motorina cu 10% mai multe molecule de curățare. Eu când văd lucrurile astea, ce dracu e reclamă la detergent? Hai mă să facem ce voi să discutăm, am implicat puternic și cu ajutorul lui Mihai, șeful la OMV, să zicem, am intrat într-o ședință cu doamna șef de laborator de la OMV și am încercat să obțin niște explicații prin care să vă pot spune vouă cum să verificați dacă motorina asta chiar curăță, dacă chiar pornește la minus 38 de grade, dacă are cifră cetanică de 51 și dacă are putere de lubrifiere de 6,5%. N-am dat foarte mulți bani la Marius și încerc să fiu scurt. Deci, pornește la minus 38 de grade, garantat puteți să încercați, vă duceți la minus 38 de grade, dați la cheie și vedeți dacă pornește. Dacă nu pornește, puteți să veniți și să faceți o reclamație. OMV lucrează cu niște laboratoare care nu aparțin companiei și ei sunt testați în mod frecvent dacă respectă toate normele impuse de lege. Cifra cetanică este garantată 51. O găsim și cu 54 această motorină în anumite momente, pentru că ea este aditivată. Repet, și motorina și benzina aditivată Max Motion este garantată cu o cifră octanică sau o cifră cetanică minimă. Dacă ea este mai mare, nu este niciun defect, nu este niciun deranj, este cu atât mai bine, pentru că cu cât cifra octanică sau cetanică este mai mare, cu atât motorina sau benzina respectivă este mai puternică. Având mai multă putere, efortul motorului de a căra mașina după el pe drum este mai lejer. Rezultă un consum mai bun. Este simplu. Sunt oameni care mi-au comentat și au zis, domne, nu e adevărat, am pus din aia aditivată și o consumă mai repede, domne, o mănâncă mai repede. Nu mănâncă mai repede, cred că doar tu apeși mai tare pe accelerație. Dacă ai reușit să faci un test identic, ai vedea că consumul de combustibil este scăzut cu motorină sau benzină aditivată. Gradul de lubrifiere de 6,5%, asta pentru oamenii care spun că au mașini diesel cu motoare vechi și, domne, nu mai avem parafină în motorină și așa mai departe, pentru că lucrurile astea de la voi eu le-am spus acolo la laborator și oamenii mi-au dat un răspuns și mi-au spus, domne, n-are cum, pentru că are 6,5% grad de lubrifiere. Nu știam nici eu și bănuiesc că nu știți nici voi. De-aia sunt aici, de-aia vă spun la Marius în episod. Mulțumesc, Marius. Avem un grad de lubrifiere de care nici eu nu știam. Așa că oamenii care spun că motorina nu mai unge cum ungea, vorba aia, nu mai face ce făcea, e, uite, eu vă spun că văd un patrol frumos. Are un grad de lubrifiere de 6,5% motorina Max Motion. Nu știu de la ceilalți concurenți și nici nu ne interesează, dar puteți să întrebați când mergeți la pompă, doamne, ce grad de lubrifiere are, domnule, motorina asta? Așa, ca să vă dați șmecheri. În rest, toate bune și frumoase, cafeaua de la Viva, espresso lung cu lapte, beau fără zahăr, ca să știți. Pa, vă salut!
Din spatele camerei. Ce să vadă? Păi avem aici o mașină stock și o mașină modificată. Da, mă, nu, glumesc. Deci am venit la Filip la garaj. Eu filmam de mult, dar Dani nu știe, că l-am băgat în episod cu japca. Am venit la Filip la garaj, am schimbat acolo filtru și aceste brațe pe față care erau semi-moarte. Și Filip are și el o mașină, după cum bine știți. Asta. Filip, vrei să prezinți cu mine două secunde așa? Da. Hai. Stai așa, nu știu dacă ne auzim. Hai așa. Hai așa. Da. Hai așa. Deci eu am rost pe 31, tu ai rost pe? 35. Cred că asta e cea mai vizibilă chestie la mașină în primul rând. Da. În primul și în primul rând. Suspensia este de plus, la mine e plus 4 cm, la tine e plus... 15? 15, da. 15 cm. Complicat de pus. O să vadă oamenii, presupun, într-un episod care o să apară în septembrie. Februarie. Septembrie. Septembrie de la începutul anului. Așa. Mi-ai zis tu cu rock sliderile astea. Mi-ai zis că ar trebui să iau. Deci, zi-mi care este partea care vine de pe Overland. Asta este partea care vine pe Overland. Toată asta din față până în spate. Ok. Mai lungă se taie ca să poată să-ți intre roata cum trebuie. Și ulterior am sudat alte prelungiri de praguri ca să le folosim pe post de rock slider. Uh-huh. Deci, de exemplu, la mine acolo capacul ăla de plastic se dă jos. Și vine complet, da. Tu ai un capac de plastic peste pragul ăsta, original al mașinii, da? Aha. Adică, uite, dacă deschizi ușa, se vede. Ăsta e pragul de metal, tu ai un capac de plastic, okay, ca să arate mai frumos. Ăla se dă jos, se pun pragurile de overland, după care pe acesta le modifici. Da. Și pe spate ce e suspensie? Nu e vreo nebunie? Tu ai distanțiere sau ceva la roți? Nu, nu. Sunt doar alte jante mai late și mai scoase. Sunt 10 lățime cu ET-44. Ok. Și eu am parcă ET-20. O grămadă mă întreabă. 3 și cu 9 lățime. 8 lățime. 8 lățime, da. Da. Cât de complicat e să pui o suspensie mai mare de 4 cm la Jeep? Foarte complicat. A doua oară nu aș mai face. N-ai mai face. Nu. Și la 35 ești cam obligat să pui. Ești obligat să pui pentru că trebuie să muți punțile în față și în spate ca să nu trebuiască să tai până la banchetă sau până la picioarele mergi cam Flintstone. Da. Da, da, bun. Ce pot să zic? Oamenii ar să vadă mai multe lucruri în episod. Mie mi s-a părut inițial, înainte să iau bara asta de la Rock Army, mi s-a părut foarte tare ideea cu troliu ascuns în bara originală, pe care tu ai tăiat-o tot din motivul roților. Bine, și la mine frecada, da, parcă... Da, și arată și mai bine, plus că de bara asta, ok, are ce să zică poliția de multe alte chestii, însă de bara asta nu are ce să-ți comenteze. Poate corect. Că de LED bar, de troliu, de roți, de... dar nu are cum să-ți comenteze cineva de bara de plastic original tăiată. Corect. Iar tu dacă ții, cum am eu aici, chestia asta de prindere pentru număr, și o pui peste fanta de troliu, da, nici nu se mai vede. Exact, deci, nu se mai vede deloc. Troliu. Nu mai e nicio problemă. Unul din motivele principale pentru care nu am pus momentan bară de metal este greutatea. Corect, corect, dar să știi că nu e așa grea.
Adică după asta, cel puțin pe care o am eu, nu mi se pare grea, fiind foarte slim. O bară premium asta. Corect. Ce se produce pe la noi? Sau corect, corect. Iar mai nou au făcut o bară care vine cu partea asta de aici, prelungită până aici. Da, ar veni mișto. Pentru oamenii care au roți până în 33. Okay. Ei o gândiseră pe mașina lor din Spania, care avea 37. Adică, da. Da, foarte mișto. O să vedem mai multe chestii în episod, care o să apară în februarie, dar înainte de asta vreau să-mi zici de un lucru. Iată. Tu ai navigație 2 din. Da. Cât de complicat este de pus? Pentru că eu m-am uitat de... știu că trebuie schimbată toată chestia de acolo din board. Da. Iar aia nu este o piesă atât de ieftină pe cât pare. Deci vreo 300 și ceva de lei, parcă. Da, asta am luat-o de pe eBay, tot așa vreo, cum ai zis, 300 și ceva de lei, 58 de lire, plus transport, plus bla bla bla. E un 2 din universal. Recomandarea mea ar fi să... orice 2 din universal cumpărați, să cumpărați cu butonul de volum să fie tip rotiță, nu tip touch cum am eu. Da. Pentru că te iau nervii când vrei să dai repede încet sau repede tare și tic, clic, 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 nu, mai încet, clic, clic, clic. E foarte inconfortabil. De preferat, la următoarea, dacă aș cumpăra-o, ar fi cu rotiță de volum, nu cu touchscreen. Corect, da, de instalat, pentru că am văzut tot așa pe internet foarte mulți care au e complicat să-și conecteze antena de la mașină, da, să-și conecteze tot felul de accesorii. Ea, mașina de fabrică vine cu un amplificator, depinde de nivel de echipare, vine cu un amplificator care e sub bancheta spate, de la ceva Infinity sau da, bla bla bla. Iar prin acel amplificator nu poate fi legat, pentru că e de generație foarte veche, nu poate fi legat cu ieșirea de sunet a 2 din-ului. Eu am dus-o la un service specializat pentru așa ceva, reglajele le-am făcut eu ulterior, microfonul l-am pus aici să fie cât mai ascuns, antena GPS la fel, dar găuri, trase, cabluri, cum am vrut eu. Și s-au ocupat ei de retrofit, cum ar veni. Ei s-au ocupat de conectivitatea firelor, muzică și mai departe. Au făcut bypass complet la stația respectivă și mi-au tras fire complete până în unitate. Zi-mi acum, după toate modificările astea, și probabil niciodată nu e treaba terminată, ai mai vrea să-i faci diferite lucruri, 100%? Da. Ce n-ai mai face? Nu i-aș mai pune 35. Te-ai oprit la 33? Da. Te-ai oprit la 33, dar vezi că și la 33, uite, Paul avea cam aceeași tăietură ca și tine, cel puțin pe spate. Da. Dar cred că se complică treaba legată de punți și brațe. M-aș opri la 33 cu niște mici modi, adică cu doar cu niște brațe față reglabile care se prind pe poziția celor originale, nu cum am făcut eu la mine. La tine se prinde brațul de aici, de undeva, de caroserie. La mine se prinde acum de jogul de la cutia de viteze. Da, da, da. De pe spate la fel, cu urechi de prindere care au venit în kitul ăsta de suspensie. Acum e bine, după aproape 2 ani de mai două mai în față, mai în spate, geometrie, nu e bara da, 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 da. E prost pivotul ăla. Deci după 2 ani, acum probabil că dacă nici nu am mai făcut o modificare de genul ăsta. Și probabil că acum mi-ar fi mult mai ușor. Știi ce mai trebuie? Taci, mă, din plec. Păi stai, mă. Nu mai stau, mă, plec, că ies cu copilul în parc. Uite la comandou. Ne pregătim. Informat. Ultima întrebare. Vreau să știu secretul direcției independente. Zim cu bucșa aia, șmecheră, de unde ai pus-o și ce bucșa e. Așa, tot ce a venit în kitul ăsta de la Rough Country, de Long Arm Kit, tot ce era bucșa de cauciuc, s-a dovedit a fi, nu știu, ultra, mega, slabă. Și inclusiv la amortizare, după o ieșire, băteau bucșile de la, erau rupte. Bara Panhard reglabilă a venit tot jos cu bucșa de cauciuc, jos cu bucșa, sus cu bucșa Uniball. La bucșa de cauciuc, după jumătate de an, avea joc. Implicit de double, viața Jeep-ului. Am făcut la cineva o bucșă din poliuretan. A fost foarte bine, cred că tot așa vreo jumătate de an. După care, cu un prieten care se pricepe foarte bine la modelul ăsta de Jeep WJ,
mi-a recomandat o bucșă care nu mai are moarte. Acum o să vedem pentru cât timp, pentru că abia am făcut retrofitul la bucșa de model Grand Cherokee anterior, care are câteva bucăți de metal în interior vulcanizate și pare a fi ceva mult, mult mai dur. Sună interesant. La mine, cel puțin, momentan n-am problema asta cu dead wobble din cauza roților, care, fiind pe 31 și un pic, nu e așa mare tensiune acolo. Tensiune, da. Dar probabil, mai ales că direcția nu este cea mai fericită la modelul ăsta de mașină. Adică e... Să știi că treaba asta se întâmplă la majoritatea mașinilor cu punte față. Da. Adică, nu știu, dau un exemplu de o mașină scumpă, da? Luăm un G500 din 2013, G500, da? 5000 benzină V8, fuge tot, direcția este la fel de nesigură ca la mașina asta. Și am condus. Adică ok. Zic din auto. Băi, n-am condus. La mine, după cum tu bine știi, asta este prima mea mașină de, da, de off-road light, că extrem, probabil că după mulți ani când mă voi plictisi și mă vor da banii afară din casă, pentru că orice modificare de pe mașini, indiferent de cât de mici par, sunt destul de costisitoare, mai ales când nu ți le poți face singur. Da. Tu ai avantajul unui spațiu destul de mare. Bun, cam asta a fost. O să vedeți mai multe detalii despre mașina lui Filip într-un episod pe care noi o să-l facem și o să-l publicăm în luna februarie. Până atunci, în episodul următor, schimbăm niște furtune de alimentare care și-au cam atins vârsta maximă și o să încerc să schimb șaibele de foc. Șaibele de foc. Sunt șaibele pe care injectorul calcă în chiloasă, sunt unele de cupru. La modelul ăsta se strică mare parte cele de la jumătatea motorului în spate. La mine e haos acolo. Astea din față sunt curate, am încercat să spăl, în spate e... O să te chinui foarte tare la scosul injectoarelor de acolo. După ce le scoți, există posibilitatea să găsești unul strâmb. Doamne ferește! Bine, mersi! Ne vedem în episodul următor!